Furtul a avut loc în data de 15 mai 2016 în intervalul orar 8.40-14 din locuința unui bărbat de 45 de ani din comuna Dumbrăveni. Atunci persoane necunoscute au intrat în imobilul bărbatului când acesta nu era acasă și au furat cu totul un seif neasigurat. Hoții au tăiat ulterior seiful și au găsit în el 60.000 de dolari și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de dolari. Joi 23 iunie, în continuarea cercetărilor efectuate de poliția orașului Salcea cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în cauza privind furtul respectiv s-a reușit probarea activității infracționale a unui număr de trei suspecți. Este vorba de trei tineri de 19 ani din municipiul Suceava, prinși de polițiștii din Salcea după o muncă de cercetare minuțioasă. După furt, indivizii și-au împărțit prada. Aceștia și-au cumpărat autoturisme de lux. Joi, cei trei autori au fost reținuți preventiv pentru 24 de ore și încarcerați în arestul IPJ Suceava, iar vineri au fost prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Doi dintre ei au fost arestați preventiv pentru trei de zile. Cercetările continuă în vederea probării întregii activități infracționale a suspecților și identificarea altor persoane bănuite ca fiind implicate în comiterea furtului.